Încep știrile Canal D. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Fierbe lumea interlopă după ce unul dintre cei mai detemuți luptători din clanul sportivilor este acuzat că a recurs la amenințări mafiote ca să-l oblige pe un fost locotenent să ia asupra lui o tentativă de omor. Marius Alecu, cunoscut drept Bebino, ar fi năvălit cu savia peste victimă în casă, spun anchetatorii. Interlopul a fost săltat chiar în timpul unei operații estetice, iar la audieri a avut nevoie de îngrijiri medicale după un presupus atac de panică. Atunci când ce a revenit, a strigat în gura mare numele celui care i-ar fi înscenat totul. Marius Alecu, poreclit Bebino sau King Kong din Berceni, considerat unul dintre cei mai duri luptători din clanul sportivilor, era în pijamale când a fost săltat dintr-un salon de înfrumusețare, unde se dusese dimineață să fie supus unei proceduri de liposucție, potrivit unor surse din anchetă. Iar când să fie audiat, individul a invocat stări de rău din pricina unui atac de panică și a fost chemată o ambulanță în curtea parchetului. Bebino este acuzat că ar fi încercat prin amenințări și atacuri mafiote să-l forțeze pe un fost locotenent de-al său să-și schimbe mărturia într-un dosar în care interlopul e acuzat de tentativă de omor. Concret, Romeo Marian, poreclit Chioru, ar fi trebuit să spună că el a lovit cu briceagul, nu Bebino, așa cum acuză anchetatorii. Acel martor a fost prezent la incidentul din Teidoboc aproximativ 3 secunde, 4, a fugit și a reușit să anunțe organele de cercetare penală. Vorbim despre răfuiala sângeroasă care s-a derulat la începutul anului trecut în cartierul Teidoboc din capitală, când Bebino a fost măcelărit. A plecat măcelărit, s-a legat cu geaca la picior și a scos telefonul și a făcut comandă la taxi și s-a dus la spital pe picioarele lui. Dar procurorii l-au acuzat și pe Bebino că ar fi făcut victime, iar acum susțin că au probe că interlopul ar fi trecut la amenințări mafiote ca să scape basma curată. Presupusa victimă, Romeo Marian, le-a povestit că i-ar fi fost distrusă mașina și că Alecu, împreună cu doi locotenenți, ar fi intrat peste el în casă cu cuțite și săbii, ca să-l facă să cedeze și să li se supună. Avocatul lui Bebino spune că nu e nimic adevărat în toată povestea. Clientul lui a intrat în acel apartament, dar ar fi fost cel mai pașnic om de pe pământ. A împins un pic ușa și a intrat înăuntru. Nu a provocat niciun scandal, nu s-a adresat în niciun fel vreunei persoane. Sigur că datorită musculaturii, datorită persoanei și personalității sale când intră într-o astfel de locație, poate că inspiră un pic de teamă. La scurt timp după acest episod, Bebino avea să fie achitat de acuzația de tentativă de omor, deși martorul nu și-a schimbat declarația, ba chiar a făcut plângere penală împotriva lui, astfel că interlopul va fi cercetat acum pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și răzbunare pentru ajutorul dat justiției. Mircea Nebunu, cel pe care l-acuză că i-ar fi înscenat acum totul, este un alt proclamat lider al clanului sportivilor cu care Bebino poartă de ceva vreme parcă un război de supremație. Iar ca să fie Bebino șeful nostru, nu o să existe niciodată. N-are cum să fie la niciun șef la nimeni, înțelegi? El e șef la el acasă, la mama lui, la tata lui, la copilul lui. Pentru noi nu se există șef și nu se va exista. Potrivit unor surse din anturajul interlopilor, Romeo Marian, zis Chioru, cel care a făcut plângere că a fost amenințat, ar fi mai nou unul din locotenenții lui Mircea Nebunu. Totuși, judecătorii au considerat că există suficiente probe împotriva lui Bebino și în urmă cu o jumătate de oră au decis să-l aresteze preventiv pentru următoarele 30 de zile. 5 semeni care ar fi putut oricând să-și dea ultima suflare pe patul de spital privesc înainte cu speranță, grație unei copile chemată la ceruri mult prea devreme. Alexia iubea baletul și ar fi dansat poate și acum dacă microbuzul în care venea alături de mama ei din Italia nu făcea un accident. Soarta crudă a făcut ca amândouă să se stingă la interval de câteva ore. Tatăl fetei a transformat golul neconsolat într-un gest de mare altruism. Alexia avea 10 ani și se visa prim balerină pe marile scene ale lumii. Părinții o încurajau și, ca să nu-i răpească șansa strălucirii, se mutaseră cu toții în Italia. Acolo munceau din greu, printre străini, pentru un trai mai bun, iar verile îi aduceau acasă, la Botoșani. Ultima oară n-au mai ajuns însă. Microbuzul în care se aflau a fost lovit de tren într-o localitate din Cluj.
Nenorocirea a făcut ca locomotiva să lovească microbuzul chiar pe partea dreaptă, unde stăteau mama și fiica. Cele două au fost preluate de un elicopter SMURD și duse la Spitalul Județean din Cluj. Starea lor a fost critică zile la rând din pricina rănilor grave. Mama s-a stins prima, iar la scurt timp copila a intrat în moarte cerebrală. Șocul a fost enorm pentru cei dragi. Odihnește-te în pace alături de mama ta dragă. Ești un înger acum, cea mai strălucitoare stea. Vei fi pentru totdeauna în inimile noastre. A răspuns un apropiat la vestea că Alexia și mama s-au stins fulgerător. Rămas văduv și fără mezină, capul familiei a decis să transforme drama uriașă prin care trece într-un gest dumnezeiesc. Organele copilei au salvat 4 vieți. Rinichii au fost transplantați la Cluj unor pacienți care aveau mare nevoie, iar ficatul i-a fost donat unui alt bolnav după o intervenție care a avut loc la Centrul de Transplant Hepatic al Institutului Fundeni. Au fost transplantați 2 copii, un băiat în vârstă de 11 ani, care făcea de un an și jumătate dializă din Maramureș, și un alt băiat de 13 ani, care făcea de 9 ani dializă. Băiețelul, care aproape toată viața a trăit prin spitale, era în stare deosebit de gravă. Medicii spun că doar un an ar mai fi trăit. O șansă foarte mare la viață pentru el, fiindcă el era cu foarte multe probleme și toate venele care i s-au atrofiat. Deci nu mai aveau loc unde să-i se pune cateterele. Pentru inima Alexiei nu s-a găsit însă un pacient compatibil în țară, așa că a fost trimisă la un spital din Budapesta, unde exista un pacient ale cărui antigene se potriveau cu cele ale fetiței. Mărinimia salvatoare a familiei îndoliate a mișcat comunitatea din Italia, unde trăiau mama și fetița. Tragedia ar fi avut loc după ce conducătorul auto nu s-ar fi asigurat la trecerea la nivel cu calea ferată. Acum, bărbatul este cercetat în libertate. Un travaliu cu mari emoții la care o armată de cadre medicale a asistat a pus-o în pericol pe viitoarea mamă, o femeie care cântărește 220 de kilograme, internată la maternitatea Cuza Vodă din Iași. Din fericire, femeia a reușit să aducă pe lume, fără cezariană, un bebeluș sănătos. Perioada critică însă n-a trecut, pentru că pacienta are și alte probleme de sănătate. Medicii spun că nu s-au mai întâlnit cu așa un caz în întreaga lor carieră. Femeia are 37 de ani și s-a internat la maternitatea din Iași acum 2 zile, când era aproape de soroc. Cadrele medicale au supravegheat-o 24 din 24 pentru că nu doar greutatea ar fi putut să-i pună în pericol sarcina, ci și celelalte probleme de sănătate cauzate de obezitate. La peste 200 de kilograme cât cântărește, pacienta suferă de diabet și hipertensiune arterială. În ciuda riscurilor, femeia a reușit să aducă pe lume un bebeluș sănătos. A fost o provocare, noroc că am fost pregătiți din timp și am anticipat acest lucru de-a lungul timpului. Masa avea o capacitate până la 300 de kilograme, deci eram pregătit de și mai mult, astfel încât lucrurile au decurs cu bine din toate punctele de vedere. Nou-născutul, un băiețel, cântărește puțin peste 3 kg și a primit nota 8 la naștere. O echipă medicală numeroasă a asistat la venirea pe lume. Medici, asistenți, anesteziști, moașe, dar și specialiști în terapie intensivă au stat pregătiți să intervină în cazul în care ar fi fost nevoie. Mama este internată acum în secția de terapie intensivă și, pentru că suferă de obezitate morbidă, va rămâne mai mult timp în spital pentru a fi supravegheată. Noi ne-am luat toate măsurile de profilaxie. Și acest lucru ne motivează să reținem această lehuză în spital un interval de minimum 5 zile. Evident că lucrurile se pot modifica în funcție de evoluția lehuzei. Femeia mai are acasă 4 copii, născuți tot pe cale naturală. Singurul caz asemănător din țara noastră a fost în urmă cu 11 ani, când o gravidă de 240 de kilograme din județul Olt a adus pe lume o fetiță. Recordul mondial este deținut de o femeie din Rusia, care cântărea 250 de kilograme atunci când a devenit mamă. Padare ca în filme în sediul poliției din Urziceni, județul Ialomița, un tânăr de 18 ani acuzat de furturi de mașini a profitat de neatenția agenților și a sărit pe geam din toaleta instituției. Până la această oră nu i-a dat nimeni de urmă, deși a fost căutat de o armată de polițiști și jandarmi cu câini special antrenați pentru astfel de operațiuni. E
Individul de 18 ani, împreună cu prietenul său de 17 ani, ambii pătrunși de un tupeu fantastic, au furat primul autoturism din Buzău. Fără ca vreunul să aibă permis de conducere, s-au dus cu mașina în Iași, unde au fost protagoniștii unui accident surprins de camerele de supraveghere. În imagini se vede cum Ștefan Petronel Boancă și amicul său fug mâncând pământul înainte ca polițiștii să apară. De acolo, cei doi au plecat în Coșereni, Ialomița, hotărâți să dea un alt atac. De această dată, au pus mâna pe un autoturism de 15.000 de euro pe care l-au dus tot în Iași. În cele din urmă au fost prinși de agenți, încătușați și aduși la Urziceni, la audieri. Doar că aici totul a luat o turnură de râsul lumii. În timpul cercetărilor, tânărul de 18 ani din județul Iași, în timp ce se afla în grupul sanitar din cadrul poliției municipiului Urziceni, a evadat de sub escortă, părăsind clădirea pe geamul exterior. Când au văzut că tânărul a dispărut ca în filme din toaleta inspectoratului, polițiștii au dat alarma și a pornit o amplă operațiune de căutări. Au fost scotocite chiar și clădirile abandonate din Urziceni. Eu cu Iorghe și cu câinele scotocim zona din partea dreaptă. Ok? Da. Trecem la executare. Fiecare mașină care pleca din Urziceni a fost oprită, iar agenții au controlat până și în portbagaje, ca nu cumva tânărul infractor să le scape din nou. Auziți de ceva oprit? Nu știu. Căutăm o persoană. Caută o persoană. A dispărut? Da, un fugar. De unde? Din sediu poliție. Vai de capul meu. Mă face să râd, bă, cuvântul meu. Chiar așa? Poți de mașini? Să punem una pe el să-l prindă, că ne lasă și fără dube pe aici. Dovadă că poate să facă, nu? Deci lasă de dorit la mine, să știți. Trebuia să fie precauți. De ce a ieșit pe geamul de la poliție? Adică nu mai e poliție dacă n-are... După ce va fi prins, tânărul va trebui să răspundă în fața legii pentru un șir lung de acuzații, de la furt de mașini și conducere fără permis până la vătămare corporală din culpă și fugă de la locul accidentului. La toate se adaugă acum evadarea din sediul poliției. În noi anul de tragedii care însângerează drumurile țării, mai asistăm și la minuni. O bătrână care a vrut să traverseze neregulamentar o șosea intens circulată din județul Galați a scăpat ca prin urechile acului de impactul cu un tir. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum femeia traversează prin loc nepermis, vede autocamionul care venea de după curba abia în ultima clipă și într-o fracțiune de secundă încearcă să fugă. Șoferul, în vârstă de 37 de ani din Buzău, pare însă că i-a intuit mișcările, așa că trage brusc de volan și o evită la milimetru pe bătrână, dar intră cu tirul în gardul de pe marginea drumului. Manevra spectaculoasă a șoferului profesionist aflat la volanul autocamionului s-a dovedit vitală și a scăpat-o pe femeie fără vreo zgârietură. Pe lângă sperietura zdravănă, bătrâna s-a ales cu o amendă în valoare de 435 de lei pentru traversare neregulamentară. Dacă încă nu v-ați vaccinat, trebuie să știți că de acum vă veți putea imuniza acasă. Guvernul a aprobat ordonanța care prevede ca medicii de familie să poată merge la domiciliul pacienților. Dar în ce condiții se va face totul, ne spune colega mea, Oana Guran. Oana, bună seara, așteptăm detaliile. Ești în direct. Bună seara, Silvia, bun găsit, doamnelor și domnilor. Dacă alegeți ca medicul de familie să vă vaccineze acasă, va trebui să scoateți din buzunar 60 de lei pentru o singură doză. Bani pe care îi plătiți pentru deplasarea medicului, nu pentru vaccin. Măsura vine în special în sprijinul bătrânilor, pentru care este mai dificil să se deplaseze la un centru de vaccinare. Însă paradoxul este că tocmai cei mai în vârstă au venituri mici, iar pentru mulți o astfel de sumă este destul de costisitoare. Vaccinarea la domiciliu va începe odată ce ordonanța adoptată de guvern va fi publicată în Monitorul Oficial, adică cel mai probabil în câteva zile. Important de precizat este că ordonanța prevede și ca pacienții să se poată vaccina și în policlinici sau în cabinetele medicale din cadrul spitalelor, iar în acest caz oamenii vor trebui să plătească 40 de lei pentru o singură doză. Deocamdată acestea au fost informațiile. Silvia, înapoi la tine. Și Oana, îți mulțumesc pentru aceste informații. 36 de lei o noapte de cazare pe litoral. Este tariful amețitor de mic pe care agențiile îl oferă pentru vacanță în stațiunile din sud, începând cu luna septembrie. De săptămâna viitoare intră în vigoare programul Litoralul pentru Toți și va ploua cu discounturi de până la 70%, atât în hotelurile modeste, cât și în cele de 4 stele. Cum arată cea mai ieftină cazare de pe malul mării, să vedem acum.
În doar câteva zile, turiștii care vor să vină la mare cu puțin bani vor putea alege cazarea la 36 de lei de persoană. Tariful, obținut doar prin agențiile de turism, se aplică la acest hotel de 2 stele din Saturn și include doar cazarea fără mic dejun. Începem pe 5 septembrie cu 72 de lei pe cameră dublă standard de 2 stele, asta însemnând 2 locuri de cazare pe o cameră dublă, da? 36 de lei locul pe zi pentru 5 nopți de cazare. Rezervările au început să vină, astfel că în luna septembrie tot mai mulți hotelieri din programul Litoralul pentru Toți se așteaptă la un număr record de turiști. Tarifele sunt diferențiate, fiecare hotelier își face propriul tarif. Noi am insistat să facă reduceri foarte mari, unii au făcut reduceri până la 70%, unii chiar 80% față de tarifele de vârf. 40 de hoteluri de pe tot litoralul s-au înscris în acest program devenit celebru, însă nu și unitățile de cazare de lux, care au preferat să vină cu propriile oferte. La acest hotel de 4 stele din Olimp, managerii vin cu reduceri de până la 60%, care includ cazare cu demipensiune, acces la piscine și la plajă. Pentru luna septembrie avem prețuri începând cu 129 de euro, este o reducere de 40-50% pentru un sejur minim de 3 zile. Deși pachetele sunt greu de refuzat, turiștii care în această perioadă se relaxează pe litoral preferă luna de vârf, oricât de costisitoare ar fi. Pentru noi este ideal, în august. Câte zile stați aici? Deja noi suntem după 4 zile și mâine ne retragem. Știți că în luna septembrie vă puteți caza cu doar 36 de lei pe noapte în sudul litoralului. Ce părere aveți despre acest tarif? Cred că este o oportunitate, mai ales pentru cei care au o medie a salariului, așa cum spunea și domnul ministru al finanțelor, de 1380 de lei net. Tarifele de la malul mării vor scădea în două etape. La începutul lunii septembrie, prețurile vor fi cu până la 30% mai mici, iar abia după data de 13, tarifele vor scădea simțitor cu până la 70%. România va fi măturată de ploi și vijelii puternice în următoarele ore. Meteorologii au emis două coduri de vreme severă pentru cea mai mare parte a țării. O ploaie cu grindină a făcut deja prăpăr din nordul Moldovei. Și cu mai multe detalii ni se alătură corespondentul știrilor Canal D, Delia Sandulachi. Bună seara, Delia! Bună seara, Silvia! O vijelie puternică însoțită de grindină a pus stăpânire pe județul Suceava. Cel mai afectat a fost orașul Fălticeni, unde furtuna s-a dezlănțuit cu o putere de neimaginat. În doar câteva minute, pământul a fost acoperit cu gheață, iar în imaginile surprinse de oameni, totul este alb în jur și arată mai degrabă ca într-o lună de iarnă. În plus, a plouat atât de tare încât străzile s-au transformat în râuri, iar șoferii cu greu au mai putut înainta. Ne așteaptă vreme severă și în orele următoare, spun meteorologii, care au emis un cod portocaliu de ploi torențiale cu cantități de apă ce vor depăși 70 de litri pe metru pătrat, însoțite de vânt puternic. Este valabilă această avertizare până mâine dimineață la ora 8. Totodată, un cod galben de vreme rea este în vigoare pentru mai multe județe din nordul și sudul țării, tot până mâine la ora 10. Acestea au fost informațiile. La revedere! Duminică să nu îngropi. Așa ar suna 11-a poruncă dacă ar fi făcută după voia administrației locale din Galați. Supărați pe veniturile necuvenite câștigate de angajații cimiterelor de pe urma răposaților, reprezentanții primăriei au decis ca decedații să fie înmormântați în oricare altă zi a săptămânii, dar nu în a șaptea. Plătitorii de taxe se plâng însă că măsura nu este tocmai creștinească și că la vii nu se gândește nimeni. Nașa mea a murit sâmbătă dimineața la 6 și duminica îngropată, că a fost frică să scoară la defișoarsă. Lunea nu e ghenică, că moare toată familia dacă îngroic lunea. Mai ghine duminica. Păi nu mai e de voie să se îngropă. Păi da, dacă nu dă voie, ești nebun la cap, dar lunea nu-i bine. Și atunci cum procedăm? Stăm cu persoana decedată mai mult? Stăm, ne culcăm cu ea în pat. Da, până se împuțăște. Anunțul că nu se mai fac înhumări duminica a stârnit revolta enoriașilor, care spun că n-au mai pomenit una ca asta. Niciodată, până acum, morții nu s-au îngropat, spun ei, după calendar. După 3 zile se îngrop, că așa mi-a murit soțul meu. Joi, vineri, sâmbătă și duminică l-am mormântat. Este revoltător. Cum să nu îngrope omul, să-l lași să împuțească acolo? În apărarea lor, autoritățile care au modificat rânduiala prin semnătură susțin că oricum programul oficial al cimitirelor nu prevedea duminica zi de lucru și că nu vor decât să stârpească o practică lumească neacceptată de lege. Mai exact, să nu-i mai lase pe gropari să încaseze banii care altfel s-ar fi cuvenit primăriei. Din păcate, personalul care deservește această activitate venea la lucru duminica, pentru că
era stimulat de fiecare petent care avea o înhumare de făcut. În plus, reprezentanții societății care gestionează cimitirele motivează că nu există personal suficient pentru a putea acoperi toate zilele săptămânii. Dispun doar de 12 gropari pentru două cimitire. Angajații care nu vor mai avea de acum ocazia să primească micile atenții de duminică sunt de altă părere. Nu se mai fac înmormântări duminică, am înțeles, că nu sunt oameni. Nu sunt oameni? Nu știu dacă nu sunt oameni. Nu-i normal că doar noi să-l ții cu săptămânile pe decedat. Dar ce să facem? Asta e. Totul este și de preoți, să știți că ar trebui și preoții să intervină la treaba asta. Dacă moare, de exemplu, vineri, duminic, trebuie să-l mormântezi după 3 zile, nu? Când îl ții luni și pe căldurile astea dau un putrefacție. Deși din punct de vedere al sănătății publice, înhumarea cu câteva zile mai târziu nu reprezintă un pericol pentru că decedații sunt îmbălsămați, medicii atrag atenția că rudele răposaților ar putea fi mai afectate de prelungirea suferinței. Din punct de vedere social, poate crea drame ale familiilor îndurerate, ducând în final la alte probleme de sănătate, cum ar fi acutizările în cazul unor afecțiuni cronice, cardiace, respiratorii și de ce nu la apariția unor probleme de sănătate mentale. Autoritățile susțin că decizia este deocamdată una temporară și că sunt căutate soluții pentru funcționarea în parametrii legali. Excepție de la această regulă fac doar persoanele decedate în urma infecției cu noul coronavirus, care vor putea fi înhumate și în zilele de duminică. Pe care te-ați legile? Eu știu că înainte nu se băga legile în mortul tău. Doi pui de barză au pus pe jar autoritățile dintr-o comună din Arad. Poliția animalelor și pompierii au mers să salveze păsările după ce localnicii au anunțat că au fost abandonate de mamă și riscau să moară de foame. Doar că exact când pompierii decuplau stâlpul de la curent, barza și-a făcut apariția în cuib cu mâncare în cioc. De 2 săptămâni, localnicii din comuna Dorobanți au observat că barza vine foarte rar în cuib. Crezând că și-a abandonat cei doi pui și speriați că aceștia ar putea muri de foame, oamenii au încercat să-i hrănească ei cum au putut. Le-au aruncat bucăți de carne crudă cu praștia spre cuib, dar toată mâncarea o găseau apoi la baza stâlpului. Am observat că nu vin părinții și se aude că, nu știu, fac și ciudat puii. Credeți că i-a abandonat? Așa credem, da. Am încercat noi să aruncăm carne. Mai vine mama la pui? Nu. Rar, foarte rar, stă pe casă acolo, dar nu. După ce au eșuat în a-i hrăni singuri, oamenii au alertat echipele de salvare. În timp ce pompierii așteptau să fie scos stâlpul de curent de sub tensiune, barza și-a făcut însă apariția. Avea carne în cioc pentru puii flămânzi. Am încercat să-i dăm, vedeți acolo jos, rămășiță de carne. Salvatorii au strâns apoi scara și au plecat liniștiți, știind că puii de barză sunt în siguranță. Specialiștii spun că nu întâmplător barza se comportă așa. Pentru că se apropie perioada de migrare spre țările calde, iar puii nu știu încă să zboare, mama speră că hrănindu-i mai rar îi va determina să-și ia la propriu zborul din cuib. Universitățile din România nu prea mai sunt pe placul vedetelor, așa că multe dintre ele își trimit copiii la studii în străinătate. Mai sunt puține zile până când acestea își vor primi noi studenți, iar părinții sunt în plină pregătire pentru a-și ajuta copiii să treacă peste emoțiile unui nou început. Alessia Anastase este doar unul dintre elevii ce au reușit anul acesta să sclipească la învățătură. Deci era într-o dimineață, pe la 8 dimineața, dormeam toată casa și Alessia a intrat la mine în cameră urlând și plângând. Și am crezut că s-a întâmplat ceva. Și au început să urle, să plângă, să spună, m-au admis la barză, cu bursă. Alessia se pregătește deja pentru o carieră în domeniul artei, iar Amalia o ajută să se adapteze mai ușor în orașul luminilor, unde va studia artă, media și tehnologie. Am intrat în apartamentul pe care l-am închiriat, am intrat de vineri, am spălat geamuri, am dat cu aspiratorul. A fost foarte, pentru că Alessia a venit duminică și până a venit ea am făcut lună toată casa. Fiica cea mare a lui Ilie și a Amaliei Năstase va locui pe timpul studiilor într-un apartament cochet situat în apropiere de Champs-Élysées. Dar cu toate că familia îi este alături pe deplin, gândul că nu-i va mai fi aproape o sperie. E puțin speriată, că eu normal, după 18 ani de stat și totul făcut de familie, pleci de acasă și te descurci singură, dar în același timp este și foarte fericită că poate să dovedească ce poate ea și poate să-și facă o carieră foarte
foarte frumoasă. În aceeași postază îl găsim și pe David, fiul cel mare al Ancăi Serea și al lui Adi Sână, căci de câteva zile se pregătește intens pentru mutarea la facultatea din Olanda. Iar pentru că Anca se teme să zboare cu avionul, Adi a fost cel care l-a ajutat pe David să se instaleze în orașul care îi va fi casă pentru următorii ani. Am ajuns în Leiden, n-am cazat și am ieșit să mâncăm ceva aici, în zona asta superbă. E superb orașul ăsta, un oraș studențesc, foarte mulți tineri, e spectaculos. Sper doar ca David să se acomodeze și să intre în ritmul vieții de student. Deși știa de ceva vreme de acest pas, emoțiile și-au spus cuvântul. Cu ochii în lacrimi, Anca Serea a reușit să vorbească cu greu despre această despărțire. M-a luat melancolia în ultima perioadă și mă uit și nu-mi dau seama cât de repede trece timpul și cred că m-am uitat, bine, să plâng de pe acum. David este și va rămâne primul meu băiat, fără doar și poate. Respira, Anca. Cu el am, cred că, cea mai specială legătură. Ce să zic, nu știu, e greu. David a reușit să treacă cu brio examenul maturității, unde a obținut nota 9,60. În prezent este student al uneia dintre cele mai prestigioase facultăți de filozofie din Europa, Universitatea Leiden. Mai sunt 121 de zile până la Crăciun, însă ar trebui să ne pregătim bugetul încă de pe acum. Vom avea parte de scumpiri mult mai mari decât cele cu care eram obișnuiți în această perioadă a sărbătorilor. De la mâncare, haine și chiar facturi, prețurile vor exploda în perioada sărbătorilor, anunță specialiștii din industrie. Foarte mult se vor scumpi alimentele și produsele aduse din China, dar nici cele românești nu vor fi foarte ieftine. Poate că este cam devreme să vorbim despre Crăciun, însă având în vedere scumpirile preconizate de specialiști, ar cam trebui să punem bani deoparte pentru sărbători încă de pe acum. Cel mai mult se vor scumpi produsele aduse de peste hotare, precum mâncarea, hainele, jucăriile și decorațiunile. Principala cauza scumpirilor este transportul, al cărui preț a explodat din cauza pandemiei. Prețul transportului din China a crescut de 6 până la 8 ori în ultimele luni de zile. Aceste majorări de preț vor influența direct prețul produselor la raft. Dar nici produsele românești nu vor fi mai ieftine. Fermierii noștri se plâng că în ultimul an vânzările s-au înjumătățit, iar de multe ori rămân cu marfa nevândută pe tarabe. Ca să nu intre în faliment, producătorii se văd nevoiți să crească prețurile chiar și cu 30%. Toate sunt scumpe, mama, și nu putem să ne acoperim cheltuielile. Ce s-a scumpit? Păi, de exemplu, benzina, motorina astea, combustibilele astea, unde o dăm. S-a scumpit și lumina. Mai scump va fi și kilogramul de carne. Costul de producție, dacă băgăm de seama că în producție sunt și utilitățile și salariile și toate celelalte, prețul au crescut. Costurile, de fapt, au crescut. Oamenii deja au început să simtă scumpirile. Dar nu știu dacă ar putea... Da exemplu de un produs care nu, la care nu a crescut prețul. Surprinzător, de la o zi la alta găsești mereu mai scump. Până la sărbătorile de iarnă crezi că o să mai crească? De câteva ori cred, două, trei ori. Dacă acestea nu erau de ajuns, Crăciunul va aduce și facturi mai mari la utilități. La curent, de pildă, vom plăti cu cel puțin 10% mai mult față de anul trecut. La gaze naturale, tot așa. Pentru cei care sunt în situația să le expire contractele în această perioadă, pentru aceștia vestea este mai tristă, creșterea de preț poate să ajungă și la 100%. Economiștii ne recomandă să punem bani deoparte încă de acum pentru sărbătorile de iarnă, astfel încât să nu lăsăm toate cheltuielile doar în baza salariului din luna decembrie. Decât să meargă într-un sejur pe litoral unde plajele sunt sufocate de oameni, mulți români preferă să treacă granița la vecinii unguri. În Ungaria, cel mai mare complex balnear din Europa, cu piscine și tobogane întortocheate, îi atrage ca un magnet pe turiști. Unde mai cuică prețurile sunt pentru toate buzunarele și nu se cer nici teste anticovid sau și nici dovadă de vaccinare. Complexul balnear cu 10 de piscine și topogane se întinde pe 30 de hectare și este cel mai mare și cel mai spectaculos din Europa. Nici nu este de mirare că în bazinele din Haidu Soboslo se vorbește limba română mai mult decât ne-am aștepta pentru o localitate din Ungaria, aflată la 80 de kilometri de graniță. Mulți aleg să vină aici ca să evite aglomerația de la noi, dar și pentru că se pot caza și pot merge la restaurant fără să fie nevoiți să demonstreze că s-au vaccinat sau că nu sunt infectați cu COVID-19. De la Florești, lângă Cluj-Napoca. Foarte bine. Bazin, apă rece, apă caldă, apă termală, la alegere, o plimbare, o mâncare. Prețurile nu ni se par foarte mari comparativ cu România. O locație superbă,
foarte complexă, curată, cu oameni foarte ospitalieri. Facem spa, facem masaj, înotăm, dacă ne permite vremea, mâncăm. De la prima bălăceală în piscinele complexului acvatic, turiștii se conving că trebuie să revină. Condițiile de aici îi fac pe români să uite de litoralul Mării Negre și să aleagă o vacanță la vecinii unguri. Special am venit aici la Hoidu Soboslo. Am auzit de stațiune, nu știam de ea, am venit pentru prima dată aici și totul pare excelent, frumos. O grămadă de oferte și totul la prețuri rezonabile. Mâncarea deosebită. Pentru turiștii cu pretenții, administratorii stațiunii au amenajat și o zonă specială. În zona premium găsiți o parte exotică a strandului. Vă puteți simți ca în zona Amazona sau în Croația. Cei care sunt amatori de tobogane pot să meargă în parcul acvatic Aqua Park, în aer liber. Anual, 50.000 de turiști din România ajung la Hajdu Soboslo, majoritatea din partea de vest a României. Tarifele de cazare aici pornesc de la 10 euro pe noapte. Bună seara, dragii mei! Astăzi, aria precipitațiilor a cuprins cea mai mare parte a țării. În Transilvania, Moldova, la munte, precum și în nordul Olteniei și al Munteniei, avem în vigoare cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată. În aceste zone, cantitățile de apă vor depăși până la 40 de litri pe metru pătrat, iar în restul zonelor marcate pe hartă s-a emis cod galben de ploi torențiale. Ambele coduri rămân valabile până mâine dimineață. La nivelul întregii țări, temperaturile de astăzi au fost în scădere, iar în vestul, centrul și nordul țării a fost chiar răcoare. Maximele zilei s-au încadrat între 19 și 33 de grade. La noapte să știți că ne așteaptă o vreme instabilă. Vor fi înorări accentuate, averse cu descărcări electrice pe arii extinse din Moldova, Transilvania, cea mai mare parte a Munteniei și local în Dobrogea și în estul Olteniei. Pe aici vor fi ploi torențiale, iar pe alocuri cantitățile de apă vor ajunge chiar la 50 de litri pe metru pătrat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 21 de grade. Mâine vremea se va răcori în regiunile sudice și sud-estice, astfel că în cea mai mare parte a țării temperaturile se vor situa sub valorile normale pentru această dată. Cerul va fi variabil cu unorări în centrul, estul și sud-estul țării, precum și în zonele montane și submontane, unde pe arii restrânse vor fi averse cu descărcări electrice. Maximele zilei se vor situa între 20 și 29 de grade. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi variabil și avem condiții de ploaie cu tunete și fulgere. Maximele urcă până la 26 de grade în Târgoviște, la fel și în Ploiești. În Transilvania va fi o zi răcoroasă. Cerul va fi în mare parte înorat, dar ploi vor fi doar pe arii restrânse. Și termometrul va indica, iată, maxime modeste, care ajung la 23 de grade în Sibiu, 22 de grade în Cluj-Napoca. În Moldova se anunță vreme răcoroasă și instabilă. Vor fi ploi însoțite de tunete și fulgere, iar temperaturile maxime urcă până la 22 de grade în Botoșan, 23 de grade în Iași. În vestul țării, vremea rămâne răcoroasă și mâine. Cerul va fi înorat, dar șansele să plouă sunt reduse, iar maximele urcă până la 25 de grade în Timișoara, 23 de grade în Baia Mare. În Oltenia, precipitații vor fi doar pe arii restrânse. Avem cer variabil, iar maximele ajung la 28 de grade în Slatina. În Dobrogea, vremea devine instabilă și sunt anunțate ploi cu tunete și fulgere. Vor fi 27 de grade în Tulcea. În capitală am avut atmosferă însorită în prima parte a zilei, iar după orele prânzului au început să se adune norii, iar meteorologii spun să ne așteptăm pe seară acum la ploi cu descărcări electrice. Maxima a fost de 32 de grade. La noapte sunt anunțate averse cu tunete și fulgere, iar minima coboară la 18 grade. Mâine se răcorește simțitor, cerul va fi variabil, iar termometrul va indica în jurul prânzului 28 de grade. La munte cerul va fi variabil cu unorări în masivele sudice și estice, unde vor fi averse și descărcări electrice. Izolat, mai ales prin Carpații Meridional, cantitățile de apă vor fi ceva mai însemnate, iar termometrul va indica 15 grade în Păltiniș, 14 grade în Semenic.
Pe litoral, vremea va fi instabilă și se răcorește. Cerul va fi temporar noros și vor fi averse cu descărcări electrice, iar vântul va prezenta intensificări. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 23 și 25 de grade, iar termometrul va indica 26 de grade în Eforie Nord, 26 de grade și în Costinești. Acum prognoza meteo personalizată. Andreea m-a întrebat cum va fi vremea pe 5 septembrie în Murghiol. Maxima ajunge până la 25 de grade, iar cerul va fi variabil. Dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, este foarte simplu. Aștept mesajele voastre pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O seară excelentă vă doresc, indiferent de vreme!